seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. iată din nou față în față cu dumneavoastră cu o nouă ediție, cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studiul nostru a unui prieten deosebit, a unui specialist în libertate religioasă. Așa, haideți să-i spunem un bun venit domnului doctor Cătălin Raiu. Cătălin, bine revenit! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! Cătălină, este o bucurie să ne revedem, iată, chiar la început de an, în luna ianuarie, începem să discutăm despre libertatea religioasă și înainte de a trece la tema discuției noastre, vreau să spun câteva lucruri despre tine, lucruri foarte importante, care zic eu că sunt demenționat și chiar de, de lăudat în lumea aceasta în care trăim. În primul rând, am spus că ești specialist în libertate religioasă, ești chiar primul român selectat ca membru în panelul de experți pe libertate religioasă al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Pe scurt, OSCE, așa cum știm noi. Bineînțeles că ești absolvent de teologie ortodoxă, ești chiar masteran în științe politice, de asemenea o mare experiență ai în, în ceea ce înseamnă politicile diverse în, europene, în, 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 în ceea ce privește. Libertate religioasă și, de asemenea, bineînțeles, colaborez foarte mult cu Departamentul de Stat al Statelor Unite, cunoști foarte bine ceea ce se întâmplă în, în America, și ești implicat, ești prezent în mass media, în, în tot ce înseamnă în viața publică, ca aparător și promotor al libertății religioase. Un lucru extraordinar. Uh, nu este prima dată când ești în studiul nostru, de aceea uh, mă bucur că ne-am reconectat după perioada aceasta și putem să discutăm în seara, uh, și în seara aceasta despre, în primul, o temă și apoi o carte. Și vreau să spun că, uh, stimați prieteni, cartea este chiar aceasta, este o carte scrisă de, de Cătălin, carte care m-a inspirat și în alegerea temei din seara aceasta și spune Libertatea religioasă între politică și politici. Cătălin, la final te rog să uh, ne spui când și unde o putem găsi. Și vă, bineînțeles vom da mai multe detalii. Hai să începem cu început. În primul rând te rog să-mi spui cum ești, cum, uh, cum uh, uh, ești cu sănătatea, cu timpul, cu ocupațiile tale, ceea ce privește libertatea religioasă și apoi încet, încet, trecem la Uh, da, o să rezerv doar mențiuni pe partea profesională, ca să păstrăm interesul mai multor telespectatori. În primul rând, sigur că pandemia a ridicat miza acestui subiect care e libertatea religioasă. Unii spun că n-au auzit de el înainte de pandemie, deși el e pe acolo, pe undeva, prin Constituție, prin legislație, prin multe chestiuni, dar n-a fost uh, un subiect de top în atenția publică. Asta înseamnă că s-au dat uh, drumul la destul de multe proiecte. Fie că le țin de spațiul universitar sau fie că le țin de, cum menționați, parteneri externi, cum e, cum e Statele Unite sau, sau OSCE. Deci au, au început o felul de proiecte unde e nevoie de implicarea multora. E genul de subiect unde nimeni nu deține adevărul absolut. E genul de subiect care este tratat multidisciplinar. Nu este un subiect juridic sau politic sau sociologic sau istoric, ci este un subiect că ai tratat multidisciplinat. Deci, cumva, faptul că atenția pe acest subiect este în creștere, atunci și implicarea profesională este mai ridicată și s-au pus bazele unor colaborări mai pe termen lung. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem și noi chiar am discutat cu o casă altă emisiune, am explicat ce este libertatea, chiar mm -hmm. am făcut așa un, un ABC al libertății religioase, am explicat care în primul care sunt forurile reprezentative mm -hmm. în lume, în Europa. Am făcut așa un snapshot a ceea ce avem noi în România, ce ne lipsește în România, în comparat ce fac alții și ce facem noi în zona aceasta. Cred că încă mai sunt lucruri de completat, lucruri de îmbunătățit, dar totuși Mă bucur că există cineva, și acela ești tu, care a ieșit în evidență cu subiectul acesta și mai mult l-a pus în presa centrală, ca să spun, Fie că este televiziune, fie că este online. Am văzut articolele tale, intervențiile tale preluate, inclusiv de trustul media, care așa, tradițional, poate sunt de o orientare mai de stânga, mai progresistă sau, pur să spun, nu foarte... Orientată spre religie, spre credință. Da, asta e una dintre mize, să arăt că libertatea religioasă, în primul rând, se aplică tuturor. E un bun, nu ca un drept fundamental, e un bun al societății, care e accesibil tuturor și că există o linie moderată pe acest subiect. Dacă vă uitați în dezbaterea internațională, o să vedeți că, spre exemplu, nu, pe filiera americană, republicanii, care sunt o parte dintre ei ultraconservatori, înțeleg prin libertate religioasă mai degrabă ceea ce statul trebuie să facă pentru culte sau cum punem în valoare din ce în ce mai mult cultele și o să vedeți că pe partea de stânga, fie că vorbim de SUA sau de alte țări, accentul cade pe antidiscriminare, nu? să avem grijă ca religia să nu cumva să discrimineze. Și de aici, ai, din aceste principii, din aceste două orientări, am spune, nu doar diferite, ci chiar opuse, ai defalcate o serie de politici publice care cel puțin în Occident uh, ocupă spațiul public sau atenția cultelor. Dar ideea este, repet, să uh, punem accentul și pe partea moderată a libertății religioase, nu care în pandemie trebuie să împace exigențele sanitare cu respectarea drepturilor omului, trebuie să împace faptul că nu cultele religioase contribuie substanțial la binele societății și atunci statul trebuie să profite cu ghilimele de, de această contribuție a cultelor și multe, multe alte aspecte e greu când încerci să fii moderat, să uh, spargi uh, bula care nu trezește atenția publică de tot. Nu presa de regulă vânează chestiunile excentrice. Ăsta este unul dintre subiecte care s-a discutat recent la o conferință uh, unde am fost uh, speaker alături de Ahmed Shahid care e formal cel mai important om din lume la nivel global pe libertate religioasă și s-a discutat, spre exemplu, despre violența religioasă în spațiul digital. O temă foarte importantă pe care oricare dintre noi posesori de cont de social media o poate testa. O vede. O vede acolo. E, și acum, sigur, e nevoie de, de politici publice care să calibreze cumva lucrurile astea să avem mai puțină violență motivată religios în spațiul digital obținută prin mai multă educație și conștientizare pe subiectul libertății religioase. Am dat un singur exemplu de politică publică, ele sunt cu sutele, din păcate în România încă e nevoie să lucrăm la raising awareness pe acest subiect. Vreau să menționez ca de fiecare dată când am făcut o emisiune împreună că atunci când vorbim despre libertatea religioasă vorbim nu numai despre credința creștină, deși noi trăim într-o țară creștină, suntem înconjurat de uh, cetățeni majoritar creștini, vorbim și de celelalte credințe. Vorbim despre religia islamică, vorbim despre celelalte religii, chiar despre religia atee, dacă o putem spune. Deci oamenii care nu cred în nimic și la fel trebuie să beneficieze de aceleași libertăți și, să spunem, și respect în primul rând, ca și noi ceilalți. Cătălină, hai să începem cu începutul. Oricum am vrea să evităm subiectul acesta al pandemiei și al restricțiilor și al efectul pe care le are asupra vieții practice a creștinilor, nu avem cum să evităm subiectul, pentru că asta a fost întotdeauna în presă, a fost în presă centrală, a generat tot felul de discuții, animozități și, deși s-au mai liniștit, nu știm ce va urma, pentru că situația pandemică este încă în desfășurare. Venim dintr-un an 2020, practic de la sfârșitul Anului 2019 ce a început pandemia în lume, la noi a ajuns undeva prin, pe la începutul anului 2020. Au fost sărbătorile Pascale, dacă-ți aduci aminte, cu foarte multă, să spunem așa, restricții, chiar era o perioadă de stare de urgență, cu multă nemulțumire. A fost un an 2020 dificil și a urmat anul 2021. Dacă stăm așa și uitându-ne așa puțin din, din elicopter, tu, ca uh, uh, o persoană care a fost implicată în mod activ, ai fost consultat, ai fost prezent în presă și mai mult uh, ai văzut exact desfășurarea lucrurilor și chiar ai raportat despre situația noastră, cum vezi lucrurile așa ca evoluție? Pentru că trebuie să spunem, pentru că sunt oameni și în ziua de astăzi care uh, încă spun că suntem prigoniți. Vorbim despre începutul anului 2022. Într-adevăr, în biserică încă se poartă mască, da? Sunt câteva restricții, încă sunt scaune libere, cel puțin în bisericile evanghelice unde mergem noi, văd lucrul așa. Într-adevăr, sunt și oameni care respectă, trebuie să recunoaște și care nu respectă. Da? Nu putem spune. Dar vreau să vedem cum vezi tu parcursul acesta unei perioade extrem de dificile. Într-adevăr, pandemia a reprezentat o radiografie nu neapărat a societății, ci mai degrabă a capacității statului de a răspunde unei perioade de criză, de tensiune, cum, cum este evident această criză sanitară, de a răspunde în mod democratic. Și aici, cum să zic, n-ai cum să minți jocul. Sunt niște lucruri obiective pentru că ele sunt cuprinse în legislația internațională sau sunt niște lucruri pe care le poți recupera din istorie. Din păcate, noi, la capitolul ăsta, la capitolul cultură democratică, cel puțin la nivel de autorități publice, n-am fost pregătiți deloc. Și acum, dacă mă întrebați cum au evoluat lucrurile, încercând să fiu blând, o să spun doar că au stagnat. Adică nu există o diferență între 2020 și 2021. Și dacă avem voie să facem un pariu acum, eu vă spun că nici în anii următori nu se va schimba raportarea. De ce? Pentru că nu vorbim de reacția unor persoane cu nume și prenume față de pandemie sau față de libertate religioasă. Am vorbit cu principalii lideri politici care au luat deciziile respective, și într-adevăr, în 2020 au spus n-am știut cum să abordăm problema, n-am fost asistați în sensul ăsta, dar în 2021, când au părut că restricțiile sunt mai blânde, au lăsat garda jos nu din respect pentru libertatea religioasă, pentru că, repet, lipsește această cultură alfabetizării, ci din teamă față de reacția publică. Adică, mai pe scurs s-au spus am pierdut voturi, e cazul să ne purtăm mai cu grijă cu biserica. Asta cumva nu, nu rezolvă problema decât o pansează pe moment. Deci, de asta spun, lucrurile au stagnat. Acum, vedeți, la noi se uh, vântură recent în presă ideea asta a dialogului între stat și culte. Eu am militat din 2020 pe această soluție. Soluția este tot timpul în orice democrație ne place sau nu cea a dialogului. Uh, numai că dialogul, dacă îl porți ad hoc, dacă îl porți uh, conotat cu alte politici publice, cum ar fi finanțarea cultelor, ca să o spunem pe șleau, exact. s-ar putea să nu, nu numai că nu-ți dă rezultatele cele mai bune, dar chiar devine contra dialog, Pentru că uh, pervertești natura... Uh, Concluziilor la care trebuie să ajungă dialogul. Și atunci, ăsta e cadrul cel puțin recomandat de OSCE: pentru ca dialogul între stat și culte să fie unul în beneficiul societății, nu și orientat democratic, el trebuie formalizat, el trebuie proceduralizat, el trebuie să includă toți actorii legitimi care au un cuvânt de spus legitim pe, pe acest subiect. Dacă dialogul se întâmplă uh, în spatele ușilor închise, dacă concluziile lui nu sunt comunicate, dacă sunt comunicate și nu sunt înțelese, atunci e contraproductiv. Ori mi se pare că în România suntem în această paradigmă în continuare. E nevoie de suflecat mânecile și de, de stabilit o platformă de dialog adevărată, nu, nu, nu un simulacru de dialog, așa cum au spus și alți oameni, nu doar eu, în, în spațiul public. Și probabil că în câteva luni într-un an am putea culege roadele Uh, unui astfel de dialog. Vă dau un singur exemplu, uh, ca să vedeți de ce este important. Nu, Sunt două opinii dominante în societatea românească la momentul ăsta. Unii spun, ok, biserica, bisericile în ansamblul lor, au avut o contribuție decisivă în pandemie. I-au asistat pe cei defavorizați, nu? la care nu ajunge informația, nu ajung resursele, nu ajung măștile și multe alte chestiuni de genul ăsta. Biserica Ortodoxă își aproximează sprijinul material, doar material, atenție, nu, nu social și spiritual, undeva la 40-50 de milioane de euro. Că e cu 10 mai puțin sau mai mult, e irrelevant. Sunt sigur că toate cultele au astfel de contabilitate de ordin material. Mie mi se pare că autoritățile n-au știut să dezvolte un parteneriat cu cultele, astfel încât acolo unde cultele pun un leu, să vină și statul să pună un leu. Pentru că valoarea. Celor 2 lei împreună, înseamnă de fapt 10 lei pentru persoana respectivă. Și cumva, statul a lucrat cu spatele la culte, și cultele au lucrat nebăgate în seamă de stat. Și asta, asta, asta e o frustrare pe care mulți din societate, mai ales cei din, din proximitatea bisericii, o au. Cealaltă variantă este biserica trebuia închisă total, este principalul focar de infecție din societatea românească. Nu putem fi de acord cu acest lucru. Mai ales când ne uităm la imagini de la MOL sau alte chestiuni. Deci, vedeți, cine mediază între aceste două, două poziții, care creează clivaje, creează tensiune în societate? Mediază libertatea religioasă. Deci, mediază un principiu, nu o persoană. Și în jurul acestui principiu, noi ar fi trebuit să dezvoltăm un dialog. Din păcate, el nu, nu va fi dezvoltat, se pare, nici în perioada următoare. Nu sună Sunt bine. Sunt fatidic, îmi pare rău. <înțe> nu sună bine. Deși au fost, au fost întâlniri. Întâlnirile recunoați. nu înseamnă dialog. Asta zic. Au <înțe> fost surrogate, să zic așa, întâlniri de, de nevoie, pentru că uh, am observat și am ur am urmărit. Uh, aceste întâlniri s-au întâmplat în general înaintea unor decizii. Sărbători și reglementări de, 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 de context pandemic. Uh, deci, Singura mare diferență între 2020, în care, de adevăr, doar primeam decizii și nimeni nu știa, nimeni nu era întrebat și mă referați la conducerea cultelor, în 2021 totuși au fost aceste întâlniri. Totuși s-au mai văzut, s-au mai întâlnit. Da, nu, nu vă ascund, spre exemplu, că am fost consultați, spre exemplu, de primari, nu? care aveau evenimente religioase pe teritoriul localităților, lor. Văzând ce s-a întâmplat în 2020 au sunat sau au trimis un mesaj cum procedez acum ca să nu mai am parte de neplăcerile din 2020. Și nu am încercat să găsesc o formulă ad hoc astfel încât să, pe de-o parte să fie respectate restricțiile nu, legitime la momentul respectiv, dacă ele erau, dar primarul nu e cel care să spună da sau nu, și pe de altă parte să se asigure exercitarea libertății religioase. S-au făcut pași importanți. Dar sunt pași, repet, contextualizați la nivelul 2021. Este un dialog aloc, cum fac aici, nu este un dialog care lasă urme, nu care lasă precedent. Gândiți-vă că toată filosofia administrativă a spațiului anglosaxon se bazează pe precedentul juridic. Nu, Din moment ce ai lansat ceva și ai făcut un lucru bun, apoi și celelalte persoane, nu, șef de culte. Trebuie să țină cont de precedentul respectiv. Dacă nu le place, îl modifică. Dar există o memorie a dialogului. Ori consultările ad hoc nu țin loc de dialog. Consultările ad hoc sunt surogate de dialog, care în unele cazuri sunt de fapt contra-dialog. Este de fapt o discuție doar de imagine, nu e o discuție de substanță și care e o mată de decizii. Și așa este, mai ales că la nivel local un primar, până la urmă, este un primar responsabil pentru o, pe o anumită comunitate. Până la urmă, deasupra lui poate fi oricine, DSP. îți dau doar un exemplu, da. care la un moment dat chiar se comportă ca stat în stat, deci poate să ia orice decizii și să anuleze orice. De ce? Pentru că așa consideră de cuvință, da, ca un pericol iminent. Totuși, Cătălin, poliția acestea legate de libertate reale, cred că trebuie construite de la bază și la, până la nivel central. Acum, tu ești primul și chiar la vă domnului că avem ocazia. Vei intra în istoria libertății religioase în România ca un ca primul și cel mai de seamă reprezentant. Dar totuși vreau să vorbim puțin și de școala aceasta a libertății religioase, de formator. Pentru că tu ești și formator. Ai încercat și știu că chiar intenționezi să dezvolți... Să spunem, o școală, dacă se poate, prin cursurile pe care le ofer și uh, prin asistența pe care o faci. Astfel încât, într-adevăr, cultura aceasta a libertății religioase să vină, dacă nu vine de la centru către exterior, să vină cel puțin din de la firul ierbii către centru. Și, la un moment dat, uh, nu au ce să facă uh, politicienii noștri și ar trebui să accepte. Ea, e ceea ce face, până la urmă, Departamentul de Stat al SUA. Uh, am mai dat exemplul ăsta cu riscul de mă repeta. În formarea profesională a diplomaților americani, nu? echivalentul la IDR-ului din România, exact. să spunem, există cursuri obligatorii de libertate religioasă. Din ce motiv? Mergi diplomat în Irak sau în Afganistan sau în Singapore. Nu contează că e o țară cu conflict sau nu. Și acolo o bună parte din politicile sau chiar politica în sensul de politics. Este generată de motive religioase sau antireligioase, nu, nu contează. Trebuie să știi să te raportezi la ele, trebuie să știi să le înțelegi. De asta, din formarea diplomatului american de carieră, face parte în mod obligatoriu libertate religioasă. Acest trend a fost recent adoptat de mai multe țări din Uniunea Europeană. Nu, n-a ajuns încă în România De asta spun că suntem încă într-o stare de retargie Probabil că în 3, 5, 7 ani De aici încolo Lucrurile se vor dezgheța și în România Dar la momentul ăsta nu De asta este important alfabetizarea În zona religioasă Uitați, aici aveți O prefață a cărții semnată de Ian Figel El este primul ambasador Pe libertate religioasă al Uniunii Europene În perioada 2016-2019 La ieșirea din mandat La terminarea mandatului a lăsat, dacă vreți, cu limbă de moarte, cinci recomandări pentru urmașul lui, nu se știa cine va fi atunci, și nu pentru establishmentul european, ce e de făcut. A doua recomandare, deci în ordine asta, este intensificarea alfabetizării pe libertate religioasă. Deci, ca să vă răspund la întrebare, abordare de jos în sus sau de sus în jos? Răspunsul e nici, nici sau ambele. Trebuie alfabetizare la toate nivelele. În primul rând trebuie să cunoaștem subiectul, Apoi, după ce îl cunoaștem, avem instrumentele să luăm deciziile cele mai bune. Excelent, așa, așa consider și eu că, până la urmă, trebuie și de sus și, și de jos uh, accelerat chiar uh, demersul acesta, pentru că, într-adevăr, e nevoie și nu e nevoie de un moment de criză uh, ca să vedem uh, nevoia, ci e o nevoie care trebuie să existe și, uh, și să fie dezvoltată. Eu aș merge chiar mai jos, aș merge chiar la nivel de uh, cursuri, măcar opționale la liceu sau știu, eu, la facultate, oameni care sunt indiferent de specialitate, să cunoască că până la urmă trăim într-un moment de. Te, spune că trăim în state laice și România e un stat laic, dar da, statul e laic, dar, ci, dar cetățenii sunt. aparțin unei denominațiuni, nu contează. De da. Deci până la urmă statul e laic, dar cetățenii sunt religioși, ca să zic așa. Așa că e foarte, e foarte bună opțiunea. Bun, hai să zicem așa, dintre instituțiile, uh, să spunem, europene, care uh, s-au remarcat, uh, local suntem cum suntem, e de mare nevoie, știm ce avem de făcut, e de luptă și e de, de convins mai departe. La nivel european, acolo unde te miști, cum vezi suportul? Hai să zicem așa, best practice, dacă ar fi să nominalizezi o țară sau un, un exemplu de luat de către noi, mm -hmm. pe cine ai menționat? Sau sunt și alții mai rău ca noi? Hai să mergem pe ce mult mai bun. La nivel european, Marea Britanie, a, a avut cea mai multă bărbăție în perioada asta și cred că a procedat uh, cel mai corect. Acolo, toate deciziile în pandemie s-au luat în urma unui dialog între stat culte, plus încă doi actori, presă și experți independenți. Ai nevoie de presă pentru că degeaba ei cele mai minunate decizii, dacă ele nu ajung până la ultima persoană din cel mai izolat stat, și ai nevoie de experți independenți. Pentru că, atenție, și asta e o treabă să zic un pic mai sensibilă, interesul guvernului sau și interesul cultelor s-ar putea să nu coincidă cu cel al libertății religioase. N-aș dezvolta subiectul, nu, eu dar dacă îl contextualizați și puneți lângă finanțarea cultelor de către stat, cred că e o ecuație pe care orice telespectator o poate rezolva în minte imediat. Și atunci ai nevoie de o părere terță, de cineva care nu are un interes nici pro guvern, nici pro culte Cineva care se uită neutru efectiv la, la principii de drept democratice. Cătălin, ca să rupem pisica în două, eu vorbesc în dreptul cultului baptist. Da. E cunoscută treaba aceasta, e publică. In, inclusiv în cultul baptist în, există două mari idei care, de obicei, nasc în tei, atunci când reprezentanții de seamă se întâlnesc și pe tema aceasta a finanțării. Sunt oameni care, într-adevăr, justifică și uh, uh, fac toate demersele ca statul să finanțeze inclusiv salariile păstorilor, uh -huh. dar sunt și ceilalți la fel de numeroși care zic nu, biserica trebuie să rămâne independentă financiar față de, de stat și statul poate, nu știu, plăti profesorii uh -huh. la institutele, la uh, uh, liceele teologie sau măcar, nu știu, o reparație, o chestie de asta administrativă, Na. dar nu salariat. Și aici e o discuție interminabilă, de ani de zile durează lucrul acesta, în momentul de față, local se, se, se întâmplă anumite lucruri, dar oficial cultul baptist nu este finanțat de, de, de stat. Deci e o discuție care în interiorul cultelor atrage tot felul de, de probleme, așa că o lăsăm așa cum este. Și... Să știți că diviziunea asta există și în cazul Bisericii Ortodoxe, nu e doar în cazul cultului baptist. Acum, permiteți-mi să vă spun că n-ați pus întrebarea corectă doar de dragul creșterii audienței, și întrebarea corectă nu este dacă un cult primește sau nu bani de la stat, din perspectiva statului vorbesc acum. Din perspectiva cultului, o chestie de lămurire internă, dacă Ei, vreți, teologică. Fiecare cult își alege. Eu nu reproșez că în România cultele primesc sau nu bani de la stat. Eu sunt pro-finanțare din partea statului, pentru că fiind organizații ale societății civile care fac un bine comun. Este legitim ca ele să primească sprijinul statului dacă îl solicită. Problema este alta. Și cuvântul de ordine este predictibilitate. Una este să primești bani de la stat într-un mod predictibil și atunci nu depinzi de voința politică sau de voința de moment a unui lider politic, să spunem a unui primar, care spune îmi place Biserica Baptistă, ia să-i dau niște bani, nu depinzi de asta, ci depinzi efectiv de ritmul care e trecut în legea al finanțării. Să spunem, primești o subvenție anuală de 10 lei și tu știi că în fiecare an primești cei 10 lei. Nu te duci să vezi ce partid a câștigat alegerile, cine este primar, cine e ministru și așa mai departe. Pentru că tu știi că, dincolo de politică, există niște politici publice pe care tu le faci cu banii respectivi. Deci, nu întrebarea nu e dacă statul finanțează sau nu culturi, ci dacă o face în mod predictibil. Asta e Ei, aici, în momentul în care uh, spuneai lucrul acesta, în mintea mea. Au revenit niște memorii și niște cazuri concrete, nu le amintesc, dar ai o mare dreptate. Într-adevăr, se știe că în perioada legilor și în anumite perioade, politica câteodată e mai tare decât politicile. Exact. Și asta probabil... A, asta e și ipoteza cărții, că libertatea religioasă în România e suspendată între acest interval dintre politics și policy. Nu? Ca să explicăm spectatorilor, prin politics înțelegem relații de putere care sunt normale în orice democrație, nu pot să scap de ele, sunt un dat al societății. Înseamnă în mod concret relații între partide, între partide și dintre guvern și parlament, președinte și așa mai departe. Și asta nu este o zonă în care libertatea religioasă să fie prinsă, pentru că asta se întâmplă mai degrabă în regimurile totalitare, ci în democrație libertatea religioasă, ca dreptul la educație, ca orice altceva, trebuie defalcat în politici publice predictibile alfabetizare religioasă, finanțare predictibilă, etc., etc., etc. Deci să plece din zona de politics, să nu mai fie un teren al disputei politice, ci să, și să migreze către zona de politici publice. Frumos spus, greu de făcut. Greu de făcut pentru că, repet, nu există o persoană care să aibă soluția miraculoasă. La aceste politici publice democratice se ajunge doar în urma unui dialog instituționalizat. Așa este. Uh... Sperăm să se întâmple lucrul acesta uh, în perioada care urmează. Acum, uh, un factor important, tot în, în uh, dezvoltarea libertății religioase în România, uh, a avut-o și influența uh, poliților care vin din Statele Unite. Acum, uh, noi, să spunem așa, nativ, uh, cel puțin comunitatea evanghelică, că suntem conectați, mm -hmm. vizităm, vedem, uh, primim chiar ajutor atunci când este nevoie. Sunt perioade, au fost cel puțin perioade în istoria Bisericii Evanghelice în care comunitățile din America, diaspora românească, a fost foarte implicată, inclusiv în, în, în cerea de drepturi. Au fost președinte al Uniunii, dau doar un exemplu, al Alianței Baptiste Mondiale, care au, au, vizitat, au stat de vorbă cu regele, da. Da, în care au zis vrem drepturi. Bisericile baptiste au fost închise, sau știu deci au fost intervenții și încă se mai uh, se mai încearcă pentru că aminte de câteva activități civice care au fost și în perioada comunistă au fost foarte multe intervenții pentru uh, uh, obținerea, să spunem, pașaportului ca ar fi oameni să plece mm -hmm. din România în, în Statele Unite la acum s-au mai stabilit pentru că România e considerată o democrație există o relație, uh, o altă relație între Statele Unite și America dar totuși uh, Trăim o perioadă în care, cel puțin în ultimul an, datorită politicii americane care au luat o altă direcție, relația aceasta pe zona libertății religioase s-a diminuat. Și vreau să spun un singur lucru. Se vede la implicarea nu numai la nivel de fonduri da finanțări, sponsorizări, ajutoare, dacă putem să le spunem așa, Ci și la nivel de susținere, cursuri, Bine. oameni care sunt dispuși să se expună, oamenii sunt mai precauți. Deci am vizitat, am trecut oamenii din zona aceasta, oamenii care erau foarte, să spunem, deschiși să vină, să facă conferințe, să vină, să vorbească, momentan sunt puțin mai retrași, ca pe vremea lui Barack Obama, cam așa ceva. Sunt restul. Da, sigur, aveți mare dreptate. Asta am văzut și eu care sunt extern Bisericii Baptiste, nu sunt implicat în chestiune pe care ați menționat A fost un vârf de atenție în timpul administrației Trump. Vă aduc aminte că în 2019 ambasadorul pe libertate religioasă al SUA a venit în România mare și a lucru. încercat să demareze niște proiecte la nivel guvernamental. Rezultatul a fost zero, trecem peste. Din nou, o paranteză a istoriei, cum, cum le place nouă comuniștilor să spună. Acum, recent, o săptămână, două, a fost instalat în funcție, cu votul Senatului, noul ambasador pe libertate religioasă al Americii, care este un musulman. E prim, pentru prima dată că nu este cineva de orientare creștină pe această poziție, deci e clar că opțiunea Partidului Democrat e mai degrabă spre stânga față de uh, opțiunile strategice ale uh, administrației Trump. Însă, asta vreau să spun, America nu este o țară care să depindă de figura liderului carismatic. America este o țară puternic instituționalizată, care are niște principii fondatoare, nu degeaba în vigoare încă Constituția lor de la sfârșitul secolului XVIII. Da? Deci nu e o hârtie așa pe care o desconsiderăm că s-a schimbat președintele. Și este o țară care, cel puțin pe subiectul libertății religioase... Investește anual peste jumătate de miliarde de dolari. Deci, pe acest mic, mic, mic subiect care pare uh, un grăunte de muștar în, în tot ce înseamnă politicile Americii și care are o armată de oameni în zona asta. Deci, există niște angajamente acolo, dincolo de partizanatul politic, care nu pot fi încălcate. Și sfatul meu ar fi să cereți în continuare. Pentru că nu nu pot schimba orientarea strategică cu 80 de grade. O vor schimba cu 60 de grade poate cu 90 de grade, dar nu cu 180 de grade. Deci există în continuare un interes, el e diminuat, cum spuneți, dar asta nu e sfârșitul istoriei. Este doar o etapă peste care uh, nu, bisericile creștine, că nu, nu doar biserica baptistă, e în atenția departamentului de stat a SUA, inclusiv biserica ortodoxă. Am vizitat uh, recent, și nu știu câtă lume știe asta, <coughs> mănăstiri din, uh, din România, de exemplu, mănăstirea Sâmbăta de Sus, care e nu doar un centru spiritual, ci și un obiectiv turistic, și acolo când te uiți la intrare, mi-a mi rămas asta, scrie mic USAD. Nu? Deci, renovată cu fonduri, nu de la Departamentul de Stat al SUA, ci de la Agenția de Sprijin Internațional a Guvernului Americii. Deci, mănăstire ortodoxă, sprijinită direct cu, cu fonduri. Da, văd, asta, asta este o mărturie, încă o dată, a colaborării și noi știm că uh, cel puțin. Uh, în perioada aceasta, s eu așa observ, sper să nu greșesc, s-a văzut o mai sense colaborare, începuse deja cu câțiva ani în urmă, o strângere la o a cultelor, inclusiv prietenul nostru comun, inclusiv reprezentantul cultului musulman. Este un om extraordinar mm -hmm. care întotdeauna vorbește frumos, mm -hmm. ca să mai spargem iar o barieră aceasta că suntem prea procreștini. Când vorbim, vorbim și inclusiv de reprezentantul cultului musulman în România, care Și este... prim rabinul care exact. este prezent la toate evenimentele posibile, păi... inclusiv la unele creștine, fără Absolut. A fost întotdeauna aproape de noi, uh, întotdeauna ne-a încurajat, așa, un respect reciproc și chiar problema aceasta a, a libertății a pandemiei, până la, în pandemie ne-a ne unit, i-a unit pe lider vorbesc, se consultă, s-a intervenit în favoarea unii sau alții atunci când a fost nevoie, da, și slavă Domnului, ăsta este un efect benefic pe care trebuie să-l să scoatem în evidență. Perioadele de criză, asta ne arată istoria, adună energiile împreună Problema este să știți să profiți de aceste energie adunate împreună. Un alt lider de biserică evanghelică, nu spun care, că nu e neapărat relevant, îmi spunea următoarea problemă. În 2020, comunitățile mele, vreo 200 și ceva are în, în grijă, au fost divizate. Unele comunități frecventate de medici erau foarte pro măsuri restrictive, celelalte în care nu erau medici erau mai degrabă anti. Și n-am știut ce să le spun. Pentru că răspunsul nu era neapărat unul medical. Ok, există un adevăr medical, virusul circulă cum circulă și așa mai departe, dar dincolo de răspunsul ăsta, pe subiectul libertății religioase, n-am știut ce să le spun. Și n-am știut cum să fac să împac comunitățile sau să le aduc la, la același numitor comun. Vedeți, dacă lucrurile astea nu se rezolvă la momentul lor, ele lasă cicatrici în, în anii următori și. Pot crea precedente pentru intervenții abuzive ale statului. Eu am condamnat cu subiect și predicat, o fac și acum, cred că suntem singura țară care și-a permis, ca în timpul pandemiei, să restricționeze libertatea religioasă, folosind cuvinte liturgice specifice a anumitor culte religioase. Complet ilegal, complet în afara oricărei logici. De altfel, sancționată uh, chestiunea aceasta de Curtea de Apel din București printr-o decizie din decembrie 2020. Și de ce, de ce am insistat foarte mult pe argumentul ăsta? Pentru că dacă tu, cult sau tu, persoană interesată, închizi ochii la momentul respectiv, e posibil ca statul să vină cu aceeași măsură și peste un an, și peste 5, și peste 10. Și vă mai dau un exemplu. Biserica Baptistă din Marea Britanie a participat la toate întâlnirile. La care s-au luat decizii de restricționare a vieții religioase în timpul pandemiei, a semnat toate documentele respective, dar după ce a ieșit de acolo, a dat în judecată statul. Știind că va pierde, pentru că dacă tu ai semnat un document și dai în judecată emitentul documentului, dar a fost cu aprobarea ta, orice judecător nu îți dă dreptate, nu? Și a spus, nu contează lucrul ăsta. Contează că istoria să nu rețină faptul că am fost de acord. Au făcut-o pentru istorie. Ce foarte important, această pedagogie a libertății religioase pe termen lung, ce facem astăzi, s-ar putea să nu mai aibă impact asupra nostru, dar asupra copiilor noștri, da. Și atunci trebuie să fim foarte precauți. Excelent, excelentă mărturie. Uite un exemplu de luat, de expus și într-adevăr, cred că avem nevoie de, de pregătirea aceasta și la nivelul nostru intern. Nu mai vorbim de alții, nu mai Criticăm pe ceilalți vorbind de noi, noi trebuie să ne pregătim, noi trebuie să căutăm să învățăm, să ne informăm și să uh, stăm pe, aproape pe lângă tine, pe lângă cei din echipa pe care o conduci, astfel încât să, uh, de la lider până la ultimul credincios, să aibă cunoștință despre libertatea legioasă. Cătălin, hai să vorbim puțin despre carte. știi A apărut într-un moment, a spus eu, foarte potrivit. Eu am aflat, am văzut lansarea. Uh, uh, mulțumesc pentru carte, deci, <laughs> un uh, extraordinar -o am în mână acum. Uh, vreau să vorbim în momentul, momentul potrivit, pentru că tu ai avut niște uh, poziții foarte clare, ai spus cu subiect și predicat, ți-ai atras uh, simpatii și antipatii, dar totuși, uh, de ce crezi că a fost nevoie ca pentru istorie să rămână și documentul acesta care va fi, uh, va fi ca de referință în istoria libertății religioase din România? Uh, pentru motiv pe, pe care l-am mai uh, menționat, noi în 1990. Noi, ca țară, am primit cadou, ăsta e cuvântul, cred, de la guvern drepturi și libertăți. Luați de aici și libertate religioasă și egalitate de șanse, luați le pe toate. Nu cadou, dintr-o dată, așa. Ori, uh, noi, ca societate, n-am fost conștienți de faptul și nu suntem nici astăzi că nu statul ne dă nouă drepturi, ci noi îi dăm voie statului să facă anumite chestiuni. Drepturile sale noastre, God given right, nu tot timpul. Mike Pompeo, Donald Trump foloseau această expresie când se referau la libertate religioasă. It's a God-given right. Demnitatea umană. Demnitatea da. umană. Este dat de Dumnezeu, nu este dat de stat. Dacă e dat de Dumnezeu, nu mi-l poate lua statul. Nu, ăsta e, un silogism foarte, foarte ferm. Și primind ca două aceste drepturi și libertăți, n-am lucrat cu ele, pentru că le-am considerat ale noastre, libertate religioasă. Sigur, există nu m-a lăsat, m-a piedicat ceva să mă duc la biserică, până în momentul pandemiei când au fost nevoie de anumite uh, decizii. Asta înseamnă că este un bun cu care n-am lucrat, e un fel de aluat pe care l-am ținut acolo și nu l-am pus la dus, nu l-am frământat în forma uh, care trebuie și în momentul pandemiei interesul pentru libertate religioasă a fost foarte ridicat, dar expertiza pe libertate religioasă foarte scăzută. Pentru că ne lucrăm cu ele ca un permis auto. Ți-ai luat permisul auto, dacă nu mergi cu mașina timp de 30 de ani, cel mai probabil e că nu știi să conduci. Clar. Cel mai probabil. Nu? Și atunci tu ar fi trebuit să exersezi condusul mașinii măcar de două, trei ori pe an, ca în momentul în care ai nevoie, ai o urgență și trebuie să pleci cu mașina, să fii sigur că ajungi la destinație. La fel e și cu drepturile și libertățile. Degeaba ele sunt puse în Constituție, în oglindă le contemplăm ce frumoase sunt, dacă n-am lucrat cu ele. Dacă n-am, măcar dacă n-am crescut gradul de conștientizare a oamenilor că ele sunt, sunt importante. Așa este. O carte foarte importantă, am spus că va intra în, să spunem, în documentația obligatorie a oricărei persoane care vrea să, să studieze și să învețe libertatea religioasă. Sper că o voi traduce și în limba engleză, sau va fi tradusă și în limba da, engleză. Da, există această intenție, da. <laughs> Am spus așa, da. într-un mod uh, profetic, dacă s-ar putea, deși nu sunt uh, profet, uh, ar fi bine pentru că rămâne pentru istorie. Uh, unde se găsește? Văd că apar doar editura de oxologie, asta e foarte important, o editură foarte importantă în ceea ce privește uh, uh, cartea religioasă și nu numai, cărți de referință. O editură extraordinară cu care noi produceți am colaborat mm -hmm. în trecut și cred că se găsește la editura de teologia și în... Se găsește pe internet pe o căruță de site-uri și am văzut și în librăriile cu specific religios. Nu dau nume ca să nu facem reclamă, dar lumea le știe prin centrul capitalei sau prin centrul altor orașe. Dați un Google sigur și în faceți sigur. o vizită, o, vă, vă recomandăm de prieteni să o, -o achiziționați, să citiți și să o învățați. Cartea aceasta se studiază cu creionul și cu hârtia în față. S-ar putea să nu găsiți răspunsul la toate întrebările, dar cu siguranță uh, am încercat să deschid gustul sau curiozitatea pe anumite subiecte, unde repet, răspunsul nu este, nu aparține unei singure persoane, aparține unui cadru de dialog. Abia după ce dialog, dialog, vă dau o întrebare ipotetică. A fost uh, corect. Uh, închiderea bisericilor în perioada stării de urgență? Acum, dacă vă întrebați să mine Sigur, în mod, da. eu vă păi da. spun, știți, eu vă spun că nu, dar asta din punctul meu de vedere, dar nu sunt numai eu. Și da, tu. dar poate să vină un medic epidemiolog să spună, a fost foarte corectă. Și atunci, deja ai două poziții opuse în societate, ele pot fi multiplicate, că cu siguranță părerile cele două sunt împărtășite de multe milioane de oameni, dar n-ai un numitor comun. Și atunci, numitorul comun, chiar dacă ar fi nemulțumit foarte multă lume, măcar devenea un reper pentru, pentru perioada următoare. Ori singurul reper care a rămas în România, când m-ați rugat să compar 2020 cu 2021, e următorul. Teama autorităților față de reacția oamenilor la restricționarea libertății religioase. Nimeni nu mai corelează cu drepturile omului sau cu starea epidemiologică și așa mai departe. Pur și simplu, ne e teamă să restricționăm ca nu cumva să se întâmple ceva rău. Ori asta nu, nu, e, nu e legată de factor obiectiv, e legată de înțelegerea ad hoc. Ăsta este sentimentul meu. S-a trecut de la, de la uh, o neglijare totală a domeniului religios în 2020, comunicate aruncate fără niciun fel de restricții puse aiurea acolo, de la o neglijență, de la o stare de indiferentism acut. S-a trecut la o precauție care nu are nicio, nicio logică. Nu, nu avansează cu nimic în domeniul ăsta al vieții religioase. Și e important ce facem acum, repet, pentru copiii noștri. Pentru că istoria va reține aceste lucruri. Cum deja istoria a reținut că România este, hai să spun, printre puținele, deși eu știu că e singura țară care s-a referit la cuvinte liturgice specifice în. În aceste restricții, n-am găsit o altă țară. Da. da, practic, să spunem, intruziunea cu picioarele exact. în dogmatica exact. bisericească. Exact. Și noi am susținut, indiferent că nu erau refer cu referință la bisericile evanghelice, ci la Biserica Ortodoxă, dar asta a creat un precedent și a fost un apel așa colectiv. În care am sancționat cu toții, inclusiv de aici, uh -huh. pe mai multe voci, gestul acesta din partea statului, și bineînțeles că, la Domnului, a, a fost rezolvat. Chiar l-am avut la o emisiune specială pe reprezentantul Bisericii Ortodoxe pe tema aceasta. Cătălin, ne apropiem de final. Vreau să ne spui așa ce faci, ce planuri mai în viitor, cu ce te ocupe acum uh -huh. și cum vezi, să spun așa. Cu optimism sau cu pesimism următoarele luni, anul acesta? Odată la 10 ani în România, ca în orice țară europeană, se întâmplă recensământul populației. Pe mine mă prinde acest recensământ în poziția de director de comunicare la Institutul Național de Statistică și ne dorim cu ardoare, nu, nu doar intens, sprijinul cultelor în acest proces, pentru că cultele religioase, care în România, conform recensământului anterior, acoperă peste 99% din populația României, sunt organizații apropiate de sufletul și trăirile oamenilor efectiv și doi la mână sunt organizații care sunt direct interesate de procentul care revine fiecărui cult conform recensământului. Există motive pragmatice, poate nu, nu de interesul Bisericii Baptiste, că spuneați anterior de finanțare, dar de interesul majorității cultelor religioase, ca procentul cu care fiecare cult iese din recensământ, îți dă procentul de fonduri publice pe care cultul respectiv, la nivel național sau local, îl poate accesa, atenție pe următorii 10 ani. Deci, atât de important este recensământul, atât de important este ca fiecare persoană să se declare de identitatea religioasă pe care o are, pentru că are, are consecințe inclusiv la nivelul bisericii din care face parte. Și cumva, dacă îmi permiteți, aș face un apel la, la toți, toți cei care ne urmăresc, să fie atenți că începând cu 15 martie se pot auto autorecenza online. Deci e o activitate care nu durează mai mult de 20 de minute, primesc o zi liberă de la servici, dacă o fac, și în confortul propriei locuințe pot introduce datele lor specifice într-un formular care se anonimizează imediat după completarea lui în felul ăsta ajutând nu doar statul în demersul lui de a cunoaște societatea mai bine prin recensământ, ci inclusiv biserica din care face parte. Nu? Cu toții vrem să spunem că suntem mulți, nu? Că suntem mulți, deci dacă suntem mulți, suntem și, și relevanți. Asta este o ocazie excelentă cea a recensământului. La vă domnului, mă bucur. E foarte e, te apreciat această inițiativă, mai ales că ești implicat și e nevoie de treaba aceasta. Ai văzut, la câte o, inclusiv la alegeri, inclusiv la diferite de acțiuni civice, nu știm cât suntem. Și chiar și noi vrem să vedem dinamica noastră. Noi avem registrele noastre bisericești cu botezul, cu tot ce înseamnă actele de cult care se fac. Există registre, dar și acolo mulți pleacă, vin, nu știm exact dacă ne întreb, nu, știu, nu știu dacă există o biserică care știe 100% exact câți membri are și unde sunt. Sunt oameni care, cel puțin în perioada aceasta pandemie, noi am reușit să-i ținem o apropiați, vizitându i dar care nu mai sunt atât de publici. Poate sunt bolnavi sau poate chiar se protejează, și atunci oamenii așa trei să, să știm și de ei ce sunt, astfel încât să-i putem ajuta și ține acolo pe de noi. Chiar dacă unele culte știu precis câți membri au, această numărătoare făcută de culte are, servește unor scopuri private ale cultului respectiv. Numărătoare, singura numărătoare oficială care se întâmplă și în România, și în Italia, și în Germania, oriunde este cea uh, a recensământului. De este important ca în recensământ să fie prinși acești toți membrii ai Bisericii Baptiste sau alte biserici. Așa va fi. Cu siguranță vom sprijini și vom. Uh promova și noi acțiunea aceasta. Dragi prieteni, știți ce aveți de făcut. Totul se face de acasă, online. Nu e nevoie de cineva ca să vină la dumneavoastră. E foarte simplu în vremurile acestea. Cătălin, vreau să-ți mulțumesc în mod special pentru prezența ta Cum în Pentru mine a fost un har, să zic așa, folosesc iar un, un termen liturgic, un har să stăm de vorbă, să uh, vorbim despre cartea pe care a publicat-o, despre situația curentă uh, a libertății religioase în România. Rămânem optimiști, rămânem aproape, suntem cu ochii, uh, uh, să spunem, deschiși, cu urechile ciulite la ce se întâmplă și la momentul potrivit știu că nu vei tăcea, vei interveni, vei ieși public așa cum ai făcut de fiecare dată. Vreau să-ți mulțumesc și eu uh, pentru tot ce ai făcut până acum în România la capitolul acesta și pentru îndrăzneala de care ai dat dovadă. Dumnezeu să te țină, uh, să spunem, puternic, să-ți dea cuvintele de care ai nevoie și de asemenea succes în ceea ce faci. Mulțumesc mult, la fel și dumneavoastră. Timați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!